Angajatorii români continuă să se plângă de criza de pe piața muncii, care este tot mai accentuată de la o etapă la alta. La această oră, cea mai mare companie agricolă din zonă lucrează cu pensionari și muncitori din Moldova de peste Prut. Lucrăm la această dată și cu pensionari, deci chiar dacă s-au pensionat, le-am refăcut contractele de muncă, dar vă dați seama că și aici este limitat. Încercăm să mai formăm, dar, cum spuneam, mă mulțumesc să aibă și un carnet de șofer, că înseamnă că totuși are câteva noțiuni de mecanică. În schimb, acum și în agricultură se lucrează cu utilaje foarte performante, utilaje care costă 200-300 de mii de euro bucata, valori care trebuie gestionate foarte bine. Altfel, din a realiza niște beneficii, poți să te trezești că te falimentează astfel de salariat. La târgul absolvenților de săptămâna trecută, societatea Marsat nu s-a prezentat cu nicio ofertă de loc de muncă, din cauza faptului că ori de câte ori a fost la astfel de târguri, nu a reușit să recruteze forță de muncă, corespunzătoare nevoilor pe care le are compania. Noi, tot timpul când avem un loc de muncă vacant, îl comunicăm, dar astea sunt posibilitățile. Practic, dacă pe piață nu există șomeri calificați, despre ce să, direcția forței de muncă, de unde să scoată? Uitați-vă, acum 20 octombrie este o bursă a tinerilor absolvenți. Vă veți duce cu câte locuri de muncă? Tinerii absolvenți nu doresc să se angajeze. Ați văzut o analiză, și asta nu numai la mine, eu am văzut-o, făcut un raport foarte recent, care era edificator. Deci 69% nu interesează nicio formă de activitate, 21% s-au interesat și s-au înscris la șomaj, iar 10% practic cei care sunt activi. Și deci ca să vii cu 10% dintr-o promoție angajabilă este enorm, enorm de puțin. În aceste condiții, compania Marsat a fost nevoită să se îndrepte spre piața muncii din Republica Moldova, care are un învățământ profesional de mai bună calitate decât cel din România. Aici, compania românească a înființat o filială proprie. Deci noi avem o societate în Drochea, Moldova, Dromarsat se cheamă, datorită faptului că am avut 7 tiruri fără șoferi, am angajat din Moldova și șoferii fac acum transport din Moldova în România, deci forță de muncă din la fel vrem să facem în iarnă angajare de mecanizatori și combainieri. Deocamdată în Moldova școlile profesionale funcționează și se scot și muncitori calificați în domeniile astea. Salariile din România sunt de 3 ori mai mari decât în Republica Moldova și mulțumesc pe basarabeni. Ei au o grilă de salarizare mult mai mică ca la noi și atunci dacă dăm salariile din România, pentru ei sunt avantaje foarte mari. Nu sunt salarii europene, dar salarii de cel puțin 3 ori sunt mai mari ca în Moldova. Moldovenii de peste Prut sunt oameni extrem de harnici și de aceea pentru viitor reprezintă o forță de muncă de rezervă pentru România.